Dacă hărbozul te uiți la dos cărcei, adică cărcelul ăsta să fie uscat scrum. Și îl mai întorci, te uiți după pată, asta să fie galbenă nuanțată. Cândva lucram după hotare și de când m-am căsătorit, m-am hotărât să stau mai mult lângă familie și lângă copii. Și deci prin încet am început de la 2-3 hectare și am ajuns până la aproape 20. Avem pepini galbeni și pepini verde. Avem 3-4 soieri de hărbuz și vă 3 soieri de pepini galbeni. Băi, foarte multă muncă este, câteodată îmi vine să dau chiar și mâinile în jos. În primul rând trebuie să plănuiești, trebuie să știi câte plante măr la hectar, trebuie să cunoști bolile și care sort, în ce timp trebuie să-l pui, să-l semini, că nu poți să ieși toată plantația odată, că falimentează. Acum zilele ce s-a început? Am lăsat mai degrabă cu 3-4-5 zile, dar sfârșitul lui iunie, începutul lui iulie. Acum câteva zile ne-a pus în alertă că au început pepinii ăștia negri să îngălbinească deasupra. Erau căldurile, soarele bătea prea tare. Și acum s-a răcorit și ne-am liniștit puțin. Eu la urmă s-o coț. Cam înseamnă fiecare mașină cât cântărește, cum socot, scriu într-un caiet unde mai fac niște însemnări și îmi socot, dar deodată nu socot. Așa, la ochi minim trebuie să iasă un 30 de toni, așa. E bunișor. Se poate și mai bine, 50-60. Aici am avut o gheață care ne-a provocat și le-a oprit puțin din creștere. Și a fost apa tare mare și i-a făcut o coarjă la pământ care nu i-a dat voie să răsufle. Și el puțin s-a provocat și s-a pornit mai degrabă spre coacere. Albuz este un fruct foarte interesant. Toți vreau să-l produc. Eu deci m-am învățat până la acest moment ca să-l produc. Și cine s-a adresat, tot le dau sfaturi și le învăț cum să facă.